Noul model de corectură a examenelor va fi aplicat atât în cazul elevilor din clasele primare, care susțin examenul de sfârșit de clasa 8 -a, cât și în cazul celor care dau examenul maturității, bacalaureatul. Scanarea lucrărilor s-ar putea face chiar în sala de examen în prezența candidaților și s-ar atribui un cod unic de identificare, iar lucrările ar fi corectate online de către evaluatori care nu pot comunica între ei a declarat ministrul educației. În urma corectării acestora, rezultatul este calculat și generat automat. În cazul în care se înregistrează diferențe mai mari de jumătate de punct în urma notelor obținute, sistemul este setat să retrimită lucrarea spre recorectare. Cu toate acestea, contestațiile vor rămâne în același format ca până acum. În urma rezultatelor obținute de către elevi, contestațiile vor fi corectate fizic, deoarece este important să fie acordată o atenție mult mai sporită fiecărui detaliu.